În mod normal, pâinea neagră ar trebui să fie bogată în fibre. 100 de grame dintr-un astfel de produs ar urma să conțină 218 calorii și 3,5% fibre. Numai că informațiile nutriționale lipsesc de cele mai multe ori de pe etichetă, iar la ingrediente nu se specifică foarte clar din ce anume este obținută așa zisa făină neagră. Aceasta ar trebui să fie făcută din boabe de secară măcinate sau din făină de secară și de grâu. O foarte mare probabilitate este ca aceste produse să fie contrafăcute, în sensul că colorația să fie dată de colorant, de regulă caramel, care este de sinteză și care intră în categoria eurilor și unul dintre eurile destul de nocive pentru sănătate. Am cumpărat două pâini ambalate, așa zis negre, am verificat etichetele, iar unul din produse conține doar 15% făină neagră, pe când celălalt deloc. În pâinea albă predomină glucidele și proteinele, în detrimentul fibrelor, iar din cauza conținutului mare de amidon, consumul acesteia duce la îngrășare. Codul făinii specificat la ingrediente indică, de fapt, gradul de puritate al făinii albe și există riscul ca produsul să conțină coloranți chiar dacă nu sunt specificați. Nu cred că mai este cea care a fost odată. Era pâinea chiar, era mult mai gustoasă decât pâinea albă. Eu prefer pâinea neagră. E mai gustoasă, și am citit că e mult mai hrănitoare pentru organism. De vreo două ori am mâncat pâine neagră, făcut acum cândva era pâine neagră, într-adevăr mirosea, avea un miros plăcut de pâine, dar asta e numai vopsea. Nutriționiștii atrag atenția că pâinea neagră din comerț conține mixturi și amelioratori pentru a fi crescută și pentru a avea coaja tare, așa că cea cu adevărat neagră și sănătoasă este foarte greu de găsit.